Un gimnaziu din satul Horodiște, raionul Râșcan, riscă să se închidă, iar copiii să fie transferați la școala din satul vecin, motivul fiind lipsa cadrelor didactice, părinții, dar și pedagogii care au rămas se opun cu vehemență închiderii instituției școlare. După mai multe negocieri, primarul localității susține că au fost identificați profesori din satele vecine, iar de mâine copiii vor frecventa toate disciplinele. La început de an școlar, în gimnaziul din Horodiște activau 3 profesori. Din acest motiv, elevilor nu le erau predate toate disciplinele, iar instituția urma să fie închisă. Avem și 3 copii, care 2 sunt în școală și unul în grădiniță. Noi, părinții, nu suntem de acord cu asta. Satul să fie viu, să audă glasul de copii, cum se audă acum pe teritoriu, să nu mergem, și așa puțin a rămas în sat. Este greu. Eu muncesc și nu dovedesc să-i scot la rutieră. Aș dori să fie școală în sat. Sunt bunică. Am un nepot și n-aș dori să desfințez școala, n-aș dori să plecăm în alt sat, că una, că sănătatea nu-mi permite. Am vrea să fie în sat, să nu se distrugă, că dacă se distruge școala, a murit și satul, a murit și tot. Gimnaziul din satul Horodiște este frecventat de 54 de elevi. Da, noi suntem conștienți, sunt copii puțini în clasă, dar vrem cu tot din adinsul ca gimnaziul nostru să rămâie în sat. Nu avem carte didactice. Noi știm că un profesor predă mai multe obiecte, dar facem recalificări, ne stăruim să facem față acestor cerințe. Noi, profesorii, suntem pentru ca școala din gimnaziul Adela Zbărcioc din Horodiște să adere, adică să funcționeze. Chiar să fie și filială ca a liceului teoretic Băratic, dar în continuare să rămână ca filială. Odată ce s-a închis școala, deja în sat nu mai rămâne nimic. Pentru a soluționa problema, primarul localității a invitat pedagogii din satele vecine. Astfel, spre fericirea copiilor, de miercuri în orar sunt incluse toate materiile. Am găsit profesori de română și de educație fizică și de limba rusă. Sper azi să fie schimbat oralul de către direcția liceului teoretic Varatic, să fie perfectat, adică și profesorii să se prezinte. Și responsabilii de la Direcția Învățământ din raionul Râșcani dau asigurări că instituția nu va fi închisă.